Din nou în direct, Asociația Orașelor din România a împlinit 30 de ani. Momentul a fost celebrat printr-o gală care s-a desfășurat la Palatul Regal. Această asociație are rolul de a reprezenta interesele orașelor mici și mijlocii din România. În 1994 s-a reînființat Asociația Orașelor din România, care funcționează până astăzi. Astăzi împlinim 30 de ani de la această reînființare, activitate, timp în care am încercat să reprezentăm interesele orașelor mici și mijlocii din România. Din punct de vedere a fondurilor structurale și vorbind de fondurile de coeziune, România a ajuns la o absorpție de 97%, ceea ce este un lucru îmbucurător. Mai este acest PNRR, care are termen 2026, o provocare majoră pentru România, pentru autorități locale, dar sper să reușim să atragem și acești bani pe care avem la dispoziție. Una dintre problemele cu care se confruntă comunitățile, mai ales cele mici, este forța de muncă, iar localitățile fac eforturi pentru a-i ține pe tineri acolo unde s-au născut. Încercăm să facem programe locale mici prin care încercăm să ajutăm, de exemplu, împărțim terenuri pentru tinerii din localitate, câte 500 metri pătrat, care este un ajutor foarte mare pe care poate să construiască o casă și nu mai trebuie să cheltuiască bani deloc pentru cumpărarea terenului. Deci chiar a fost solicitări și deja suntem la al patrulea părțire de astfel de loturi și este destul de binevenit în cadrul tinerilor, fiindcă tinerii care pleacă în străinătate chiar să lucreze, vin acasă și investesc și construiesc casă acasă și automat atunci rămân și acasă să lucreze. Suntem o localitate care este și stațiune balneoclimaterică și avem și bază tratament, deci avem nevoie de forță de muncă. Unele orașe au mai mare noroc și atrag oamenii din comunele din jur pentru locurile de muncă din localitate. Vin oameni spre oraș, fiindcă la toate serviciile, la spital, la școli, vin practic în orașul regiune, cum s-ar zice, că suntem un pol de dezvoltare. Și atunci s-ar rezolva această problemă, că n-au apărut alte... Nu, suntem în parametri, dar am văzut că firmele mari, când se adresează cu sute de locuri de muncă, au această problemă. Dar încă e sub control. La eveniment nu au fost doar primari din România, ci și de peste Prut, care au venit pentru a prelua idei pe care să le implementeze în Republica Moldova. Cu aceste probleme, probabil că se confruntă toate localitățile, toate comunitățile, atât cele mici, mă refer aici la comune, sate, cât și orașe, fie ele mici sau mari, pentru că criza economică evident că a afectat întreg continent european, fiind el legat și de războiul din Ucraina, care prin intermediul refugiaților am fost și noi afectați nemijlocit. Republica Moldova este cu mult în urma României. Noi am rămas și la capitolul dezvoltării infrastructurii și la capitolul susținerii businessului atât mic cât și mare. Antreprenorii locali, producătorii locali au necesitatea de o susținere foarte mare. Premierul Marcel Ciolacu a felicitat asociația pentru cei 30 de ani de activitate și a transmis că guvernul susține dezvoltarea echilibrată a tuturor regiunilor din țara noastră, dar și valorificarea potențialului fiecărei comunități.